Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Inaugurăm seria testelor 3D. Nu sunt gadgeturile 3D, ci filmarea e 3D. Bine, ele în realitate sunt tridimensionale, așa cum o să le vedeți și voi, mai apropiate de realitate, cu ajutorul camerei noastre 3D. Și astăzi vorbim despre LG Optimus G, un telefon foarte atrăgător. Ne place foarte tare pentru că seamănă izbitor cu Samsung Galaxy S2. Da, așa este. Însă nu împărtășește aceeași infrastructură hardware, să zicem așa, cu vechiul de acum S2, ci mai degrabă cu Samsung Galaxy S3. Diferența între ele e doar diagonala, aproximativ. Asta e de 4,8, asta e de 4,7. Însă parcă tot ăsta arată mai bine. Arată mai bine și împărtășește partea tehnică din interior, măruntaiele lui, mușchii, tot ce îl motorizează, cu un Nexus 4, cel puțin așa se zvonește, pentru că e făcut tot de LG și Google Nexus 4 e făcut tot de cei de la LG, așa dacă vrei un Nexus 4 cu siglă de LG, acesta cred că va fi foarte atrăgător pentru tine. Hai să vorbim în primul rând despre aspect. Vă spuneam, linii foarte drepte, foarte clare, ca pe S2, asta ne place foarte mult. Un ecran dintr-o singură foaie așa, fără buton fizic aici jos, iarăși o chestie care ne place, dar butoanele apar, se luminează atunci când ai nevoie de ele. Spatele, iarăși dintr-o foaie care pare de sticlă, dar este un plastic evident, care ascunde de sub așa o textură cu tot fel de punctuleți albastre, iarăși o chestie care nouă băieților ne place foarte mult. Vei observa foarte repede camera, aici sus, o să vorbim mai despre ea, sigla LG, aici este o gaură pentru difuzor, în partea de sus mufa jack pentru căști, unul dintre microfoane, cel care va compensa pentru zgomotul de fond, pe lateral butonul pentru volum, mai tare sau mai încet evident, slotul pentru SIM și în partea de jos conectorul micro USB pentru încărcare sau pentru conexiune de date și aici al doilea microfon, cel pentru voce. Și da, vei observa destul de repede că nu poate fi desfăcut, nu poți umbla la baterie, care apropo este de 2100 mAh, să vedem cât de bună e chestia asta. Asta este prima chestie legată de aspect. Ce ne încurcă? Marginea aceasta argintie de pe aici, pe care iarăși au făcut-o ca și cei de la Samsung pe S2 și care cu siguranță se va zgâria în timp, deja de primele semne de oboseală, pentru că noi le-am atins puțin pe aici în timpul testelor și e un pic atins. Bun, să mergem mai departe cu ce ne interesează la telefonul ăsta. Păi, ce știe să facă? Și în momentul în care l-ai aprins, îți dai seama că ai un ecran HD, vă spuneam, pe o diagonală de 4,7, nu este Full HD, este doar 720p, însă e mai mult decât suficient pe această diagonală, cel puțin din punctul meu de vedere, și asta va însemna că nu va mânca la fel de multă baterie ca pe telefoanele mai noi. În momentul în care deblochezi ecranul, îmi place foarte mult efectul ăsta pe care au ales să-l facă, așa cu un fel de val, o lupă, care face un fel de val pe ecran și dintr-o dată intri în ecranul principal. În funcție de pe ce deblochezi, se va deschide camera sau alte lucruri, așa arată ecranul principal, foarte luminos, un panel IPS plus LCD, ceva de genul ăsta. Oricum, cei de la LG sunt foarte buni pe display-uri de telefoane mobile, pentru că tot ei îl fac și pe cel pentru iPhone 5. Bun. Vorbim despre display, hai să vorbim puțin despre baterie. Vă spuneam, 2100 mAh, nu iese în evidență cu mare lucru, dar va duce cu siguranță o zi serioasă de muncă, fără prea multe probleme, în condițiile în care, să zicem, vorbești o oră, două la telefonul mobil și vei fi destul de mult pe net, pe jocuri, pe lucruri de genul ăsta pe care le duce fără niciun fel de probleme. Se mișcă bine, softul rulează foarte fin. Au renunțat la animații complicate pentru că totul se miște foarte repede și ne place lucrul ăsta. Se mișcă excelent, fără niciun fel de întârziere, iar unul dintre testele care mie îmi place să le fac este să trec ușor dintr-un ecran în altul ca să văd dacă agață, iar acest lucru nu se întâmplă. Foarte bine optimizat pe partea de soft. Memorie, 32 de giga de memorie. La această capacitate de stocare, noi estimăm prețul undeva la vreo 2200 de lei pe piață. Nexus 4, la momentul la care fac eu review-ul, este mai ieftin cu vreo 400 de lei, aproape 300 ceva de lei, dar pe 8 giga de stocare. Așadar, aici vine avantajul la partea de stocare. Sunteți voi atenți la prețul să vedeți dacă merită lucrul ăsta. Să vorbim despre cameră. 13 megapixeli, cel mai nou senzor de la Sony, ajutat de un LED flash, face poze evident foarte mari la acești 13 megapixeli și este o cameră decentă. Decentă, bună, spre foarte bună, însă nu excepțională, însă face poze bune. O să vă dăm câteva sample-uri mai jos pe blog și filmează evident Full HD, cum fac majoritatea camerelor zilele acestea. Nimic de reproșat. Avantajul acestui nou senzor împreună cu procesorul telefonului este că poate face poze HDR fără probleme, adică chiar și în condiții de lumină complicată, pozele tale vor ieși bine.
Vorbeam despre procesor. Procesorul care pune în mișcare acest telefon este un Snapdragon S4 de 1,5 GHz cu 2 GB de RAM. Nu este cel mai performant de pe piață, însă nici nu trebuie să fie. Va rula Androidul fără niciun fel de probleme, Jelly Bean-ul și toate jocurile, plus că nu trebuie să muncească extraordinar de mult pe această infrastructură. Ce ne mai place, ce au mai făcut ei la partea de optimizare, să zicem. Uite, hai să rulăm un video. Ei se laudă cu opțiune de a pune un video, să zicem, hai să dau mai încet sonorul. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Să pună video în suspensie deasupra ecranului, da? Și în momentul ăsta, hai să zicem că vreau să mai fac și alte lucruri prin telefon. Iar video ar trebui să rămână acolo. Suntem în full screen și de acum pot să mă joc cu el, să derulez și ar trebui să rămână suprapus. Nu rămâne suprapus. Mai încerc o dată. Aici ne putem juca cu luminozitatea lui, mai tare sau mai încet. Și în momentul ăsta videoul meu este suprapus peste ecran și încep să pot să mai fac și alte lucruri prin el, pot să mut de colo-colo, însă iarăși o chestie care mi-a plăcut foarte mult este că pot să lucrez la transparență și pot să-l fac să fie mai mult sau mai puțin transparent, astfel încât clipul video curge acolo, iar eu pot să-mi fac de lucru prin telefon, să mai fac și alte lucruri între timp. Aceeași chestie mai era și pe Samsung Galaxy S3. Aici parcă este o idee optimizată, dacă vrei să faci mai multe lucruri deodată pe telefon, chestia asta te poate ajuta. Muți video de colo-colo, mai poți să navighezi, să vorbești cu prietenii pe tot felul de aplicații de socializare. Dacă vrei să-l urmărești, iarăși îl treci în transparență. Este o chestie care e foarte simplu de folosit. Ce ne-a mai plăcut? Aplicația lor de traducere în timp real este deja integrată direct în sistemul de operare și îi spune Quick Translator. Și o să facem și o probă pentru chestia asta. Hai să deschid eu aici un textuleț pe care l-am pregătit. Un mic text de literatură. Și aici avem un text în limba engleză pe care o să încercăm să-l traducem în bloc cu ajutorul aplicațiilor Quick Translator, care folosește serviciul Google Translate în spate. O să îndrept camera către acest text, îl recunoaște, dau cu degetul pe ecran, în momentul ăsta scanează tot textul, îl transmite în server și îmi va da o variantă de traducere. Hai să vedem acum, acest este textul scanat în limba engleză și apoi vedem traducerea în limba română. Ca să vă dăm o mostră de Google Translate. Literatura pot consta în texte bazate pe informații factuale și eseuri reflectorizante ca jurnalistice sau non-ficțiune, precum și pe imaginație originală. Vă dați seama că nu este cea mai reușită traducere, însă se apropie foarte mult de ce ați văzut acolo și este un text relativ complicat. Dacă nu ai habar de limba străină respectivă, te va ajuta telefonul, să zicem că ești undeva într-o țară străină sau ai nevoie de o traducere rapidă, poți să o faci și cu telefonul. E o chestie iarăși care nouă ne-a plăcut. Vă spuneam, prețul undeva la 2200 de lei va fi pe piață și din punct de vedere s-ar putea să fie cel mai performant S2 făcut vreodată. Redem, glumim. Acesta este LG Optimus G. Nouă ne place, mergeți, testați-l și dacă vă place, cumpărați-l. Pentru că, da, merită. Cam atât pentru azi. Acesta este primul nostru test 3D, așa că fiți răbdători, comentariile negative se șterg. Sau nu. Hai că mai vedem. Mulțumim pentru vizionare. Mai multe informații despre telefon, specificații tehnice, poze, filmări pe care le-am mai făcut, le găsiți mai jos pe blog. Până data viitoare, numai bine!